Salutare, prieteni! Mă numesc Anatolie Prime și vă prezint emisiunea Știri din Politică. Întotdeauna pozitiv, întotdeauna așa cum ne place nouă. Vreau să vă prezint pe scumpa mea prietenă Aurelia. Aurelia, preiai ștafeta. Uniunea Europeană reconfirmă sprijinul, inclusiv cel financiar, pentru Republica Moldova. Declarația a fost făcută de către premierul Pavel Filip după efectuarea unei vizite la Bruxelles. Aurelia, mulțumim, dar să nu credeți că Aurelia este unicul meu prieten. Mai am un prieten pe nume Valeriu. Valeriu, tu ești un domn cu experiență. Vorbește-ne nu doar de meteo, dar și de politică. Hei, căluțu! Executivul a muncit din răsputeri pentru a continua reformele astfel încât să contribuie esențial la implementarea programului de guvernare. Dragi prieteni, probabil v-ați dat seama, domnul prim-ministru al Republicii Moldova, Pavel Filip, a fost la Bruxelles și a bătut palma cu mai mulți membri al Parlamentului European. Ce înseamnă asta? Că Moldova va primi ca pică. Bașle. Da, bineînțeles, mai multe publicații au scris într-un mod foarte murdar că premierul Pavel Filip s-a bâlbâit și a spus câteva ogovorci, dar asta nu e adevărat. Ia vedeți. We were informed about incredible corruption case, actually the large amount of money virtually evaporating from the central bank. What are you going to do to eradicate similar issues of corruption? Este adevărat, frauda bancară care a destabilizat situația politică până la urmă la Chișinău trebuie să continue. Pavel Filip s-a descurcat în timpul interogatoriului desfășurat de membrii Parlamentului European. Cineva l-a întrebat: ce faceți cu domnul Plahotniuc? Ce faceți ca să depolitizați instituțiile de stat? Ce faceți cu regiunea transnistrană? Și Pavel Filip a făcut corect. El răspunde la întrebarea ce faci cu răspunsul: bine, mersi. Cu asta Pavel Filip a arătat tărie de caracter, responsabilitate și coechipiritate cu Partidul Democrat. Vă întrebați de ce mă mișc atât de lasciv și activ? Pentru că vreau să par credibil, pentru că o emisiune despre știri politice, anume așa trebuie să fie. Vă mulțumesc pentru atenție și, ca să repet ceea ce a spus Pavel Filip, suntem absolut determinați pe acțiuni concrete care să ducă la realizarea obiectivului nostru de bază, ridicarea bunăstării și calității cetățenilor Republicii Moldova. Exactamente! Calitatea cetățenilor din Moldova trebuie ridicată! Și așa cum apa se bagă în filtru și se face mai calitativă, așa și cetățeanul din Moldova se bagă cu fața în fața la Prime TV și se face mai calitativ. Dragi prieteni, priviți în continuare televiziunile sincere și necumpărate de nimeni altfel în afară de... și continuați să trăiți în jis! V-am pupat! Când te obicei apelați la stomatolog? Când avem dureri de stomac, ne simțim rău.